Practic este o premieră pentru Muzeul din Deva și pentru județul Hunedoara. Pot vedea obiectele de aur și de argint pe care le păstrăm de multă vreme unele în depozitele Muzeului din Deva. Sunt piese de podoabă, sunt monede, sunt piese cu rol liturgic. Tot ce are Muzeul din Deva mai valoros a fost expus în cadrul acestei expoziții eveniment. Sunt piese care ar face cinste oricărui muzeu din Europa, piese care cântăresc cât kilograme întregi de aur și argint, dar a căror valoare este inestimabilă. Cei care au vizitat deja expoziția sunt încântați. Superb a fost, dar mă așteptam să fie și mai multe obiecte. În rest, m-au impresionat modelele, îmbrăcămintea care a fost confecționată și care sugerează foarte bine. Podoabele dacice, cosonii de care am tot auzit vorbindu-se câte au plecat din țară și până acum n-am avut ocazia să văd așa ceva. Și în tot ansamblu și aranjamentul, cum sunt puse în valoare în această expoziție. Eu am fost la muzee și în alte țări și m-a impresionat totuși prezentarea lor. Am văzut ca un soi de cataramă cu o lucrătură fantastic de frumoasă. Mi-a rămas așa pe retină impregnată. Asta a fost preferata mea. Da, mi-a plăcut foarte mult. E un eveniment deosebit pentru județul nostru. Din punct de vedere istoric și documentar, cred că cele mai valoroase obiecte le avem în această vitrină. Este vorba de cele 7 plăcuțe de aur descoperite la Cermisara. Putem menționa faptul că în întregul imperiu au fost descoperite 15 astfel de plăcuțe. Noi avem 7 și muzeul din Alba are o altă plăcuță descoperită de asemenea la Cermisara. Specialiștii muzeului au lucrat 4 luni pentru a organiza evenimentul, până și decorul care imită o tainiță este inedit și realizat cu ajutorul unui arhitect. Cele aproape 400 de piese de aur și argint expuse sunt protejate prin măsuri excepționale. Postul de pază special care l-am deschis aici la intrarea în calea tezaurului, în culoarul tezaurului, respectivele persoane au în dotare și detector de metale, tocmai pentru a evita orice fel de problemă care ar putea apărea și pentru a ne asigura că aceste obiecte extrem de valoroase sunt în siguranță. Panourile explicative sunt în limbile română și engleză și asta pentru că administrația are un target de 100.000 de vizitatori. Autoritățile locale și județene sunt impresionate de obiectele de tezaur, dar și de modul de expunere. Sunt încântat mai ales că mi-am văzut și localitatea natală pe hartă cu niște brățări acolo descoperite la mine la Măgură. O să râdeți, dar asta este, mă duc acasă să văd dacă nu am porcina de teren să mă apuc să fac și o săpătură acolo. Da, glumesc, dar este o expoziție care îți încântă ochiul, vezi evoluție. De fapt, Deva este o comoară pentru că poartă comori. Ați văzut și în expoziția făcută acum câteva luni cu exponate găsite pe cetatea Devei. Și cred eu că, până la urmă, așa trebuie să ieșim în fața publicului, să ne facem cunoscuți prin aceste comori pe care le-a avut zona noastră, zona Hunedoarei. Și mă bucur că doamna director este consecventă și nu ne lasă din expoziție în expoziție. Expoziția intitulată Obiecte de tezauri din colecțiile Muzeului Civilizației Dacice și Romane va fi deschisă întreg anul, 6 zile pe săptămână.